Pe 4 februarie, în întreaga lume, este marcată Ziua Mondială a Luptei contra Cancerului. Anual, pe întreg globul pământesc, mai mult de 12 milioane de oameni sunt diagnosticați cu cancer, iar 7,6 milioane mor. La finele anului 2015, în Republica Moldova, numărul persoanelor depistate cu această maladie depășea cifra de 48.000, iar 6.000 de persoane decedează anual din cauza bolii. În țara noastră, în ultimii ani, numărul persoanelor cu cancer este în creștere. Pentru a combate și a reduce cu 7% numărul de decese cauzate de această maladie, Ministerul Sănătății a elaborat un program național pentru anul 2016-2025, potrivit căruia persoanele pot beneficia de servicii de prevenire, diagnostic și tratament de calitate. Republica Moldova, cu părere de rău, este în creștere numărul de persoane de cancer, atât luare la evidență, cât și a deceselor. Dacă aș vorbi pe anul 2015, la evidență cu patologia aceasta, cancer, sunt 48.000 de persoane. Sunt maladii de risc care pot provoca. De ce? Nu trebuie să mergem în instituția medicală numai pentru a ne testa. N-avem și suntem liniștiți, dar trebuie să mergem cu toate patologiile, fiindcă orice patologie, la momentul său, poate să ducă la apariția cancerului sub diferite factori care noi îi folosim în viața de toate zilele. Pentru depistarea rapidă a maladiei, oamenii trebuie să meargă la medic. De fiecare dată, în fiecare an cel puțin, mergeți în instituțiile medicale pentru a vă verifica sănătatea, fiindcă noi, în principiu, medicii de familie, lucrul ăsta o facem. O facem nu numai astăzi, că pe 4 aprilie este considerată Ziua Mondială de Prevenire a Cancerului. Și merge sub un slogan foarte frumos. Eu pot, noi toți putem învinge cancerul. Cei ce ne cheamă că să ne organizăm, cu toții. Deci omul, atât la nivel individual, atât la nivel de comunitate, atât la nivel de organizație, indiferent, noi toți trebuie să ne organizăm ca să reducem povara globală a riscurilor ce ci pot duce la apariția cancerului. În Republica Moldova, rata mortalității în anul 2014 pentru toate tipurile de cancer a constituit 170,1 decese la 100.000 de populație.